questo non so più che c'è qua, veramente lui si ricordo mi ha dato per vedere su KL che si chiama o professore. Și haideți să aprofundăm un pic.
așa cum zicea și în predica aceea cu pescuirea minunată, mână mai adânc, la adânc, pentru nu așa, nu stata, să te dea acolo pescuiești nimic. Deci, asta mă amintesc ca o chestiune de principiu. Răspunsurile părintelui Galeriu erau întotdeauna pertinente, deci din Scriptură, locuri precise, și Doamne, câte versete evoca, nu știa foarte bine Scriptura și prin faptul că era predicator și cei distinții părinți. Da. Deci răspunsurile erau întotdeauna foarte mulțumitoare, dar asta mi-a rămas și până cât am stat de vorbă cu Dumnezeu, mereu, să nu rămânem așa la chestiuni superficiale, la un răspuns didactic sau didacticist, ci să aprofundăm și venea cu un verset sau cu bunoară, ținite ca acum, că se punea problema privirii, a ochilor, a smintirii prin privire. Zice, noi trebuie să privim lumea nu cu ochii noștri, ci cu ochii lui Dumnezeu, cum ar privi un Dumnezeu. Și îl cita pe prorocul Abacum, care a rostit la un moment dat, zice, ochii tăi sunt prea curați, Doamne, ca să vadă răul. Noi, dacă privim cu ochii noștri, răi, răutăcioși, așa, limitați, vedem rău, partea rea, și în casă, și în aprivare. Dacă încercăm să privim cu ochii curați al lui Dumnezeu, atunci vom vedea apă. Da. Dar cred că asta am spus-o și la predică. Eu s-ar putea foarte multe lucruri să le spun aici și să le știți dumneavoastră. Da. Mă știți că din cei care sunt de față, nu mulți au participat așa la predică. Să știți că nu cred că, dacă mă uit bine așa, cred că sunt jumătate la o ascultat direct pe aici. Da. Din cei care sunt de aici. Majoritatea au avut acces prin înregistrări sau ce s-a publicat și au venit. Și atunci, cei care aveți, cred că microfonul e la mine, nu mă deplasează.